Deși nu recunoaște nici picat cu ceară, Florin Mergea învață pe furiș limba maghiară. Acesta a trecut la UDMR în speranța că nu-și va pierde scaunul. Sănătatea este a tuturor și suntem la toate partidele oamenii care lucrăm în sănătate. Nu mă interesează aceste zvonuri, aceste treceri, nu mă interesează. Noi care lucrăm în sănătate suntem membri ai tuturor partidelor. Trecerea lui Florin Mergea la UDMR nu a fost nemotivată, văzând că se îngroașă gluma și că cei de la minister au descoperit multe nereguli cu iz penale la spital. Directorul a găsit soluția. UDMR, filiala de partid în care se poate înscrie oricine. Noi nu avem nimic de comentat și nici n-am voie, adică statutul organizației ce prevede? Poate să fie membru orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani și este cetățean român. Mergea este directorul Spitalului Județean din 2005 și pentru că 4 ani și jumătate nu sunt niciodată suficient, acesta aspiră la un nou mandat de 4 ani.